Întreaga componență a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, CEPAH, a fost modificată conform deciziei Consiliului Județean Constanța de la finele lunii septembrie. Membrii fostei comisii, în frunte cu dr. Iuliana Botezatu, au fost acuzați de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța că nu și-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu. Mai exact, li se impută celor de la CEPAH modul defectuos de lucru, coordonarea necorespunzătoare a Comisiei de Evaluare de către președinte, neactualizarea procedurilor privind întocmirea registrului riscurilor, nerespectarea programului de lucru, disfuncționalități concretizate în întârzieri în soluționarea dosarelor și implicit în eliberarea certificatelor de încadrare în grad de handicap. Din cele 13.117 dosare existente la nivelul județului Constanța, CEPAH are 11.182 dosare nesoluționate, iar din cele 1.935 soluționate, 1.019 au fost finalizate fără respectarea termenului legal de 15 zile lucrătoare. Iuliana Botezatu, președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte cu handicap, vreme de 8 ani, a precizat că toate procedurile operaționale ale comisiei au fost mereu respectate, că nu a făcut altceva decât să servească interesele și drepturile persoanelor cu dizabilități din județul Constanța. Iuliana Botezatu spune că a trimis către Consiliul Județean Constanța o demisie memoriu ca urmare a situațiilor neplăcute și intens conflictuale din ultimul an, generate de diversele demersuri instrumentate de conducerea și angajații instituției de GASPC. Precizează totodată că renunță la funcția pe care a deținut-o timp de 8 ani și că are alte planuri de viitor. În locul doctorului Botezatu, Consiliul Județean Constanța a numit-o pe dr. Iolanda Victorița Dinu.